Bun găsit, doamnelor și domnilor, este o adevărată bombă pe scena politică, pentru că vorbim despre o alianță la care nu s-ar fi gândit nimeni. Mai exact, Mircea Joană este cel care a inițiat această discuție cu președintele Klaus Iohannis, căruia sursele noastre ne-au dezvăluit că i-a propus un troc politic. Mai exact, încearcă Mircea Joană să obțină susținere pentru viitoarea sa candidatură, pentru că este pe punctul să își anunțe candidatura la alegerile prezidențiale. Iar în acest context, sursele ne-au dezvăluit că i-a propus președintelui Klaus Iohannis că în schimbul acestei susțineri îi va oferi funcția de prim-ministru al României după ce își va încheia mandatul. Deci, de la Palatul Cotroceni, acesta va ajunge la Palatul Victoria. Și, cum vă spuneam, la schimb ar trebui Klaus Iohannis să își anunțe susținerea pentru Mircea Joană, care se pregătește să intre în cursa electorală. A sperat Mircea Joană că va obține susținerea din partea PSD. Am văzut însă reacțiile din partea Partidului Social Democrat. S-au delimitat până acum liderii partidului de Mircea Joană și cel mai probabil îl vor susține pe Marcel Ciolacu în cursa pentru Palatul Cotroceni. Rămâne de văzut însă dacă va accepta președintele Klaus Iohannis această propunere și dacă îl va susține ca independent sau din partea Partidului Național Liberal. Deci, Joană, președinte, domnul Ciucă... Și aseară am comentat, ca să te gândești ca un om serios la o astfel de propunere. A existat o propunere. Clar că ai, da. Doamnă, ce să garanteze Joană? Nu-l va susține PSD, 100%, vă garantez. Da, poate îl susține PNL-ul. Nu, doamnă, exclus. Dacă zice Iohannis, păi tu, ziceți? Cum vei câștiga președinția? Că nu te susține nimeni. Dar de câte ori s-a opus PNL-ul la ceea ce a spus președintele în funcție? Dați-mi da, dar nu uitați că e sfârșit de mandat și că deja autoritatea președintelui, care până acum era evidentă în rândul PNL-ului, începe să scadă. S-a întâmplat la fiecare președinte. Da. Cu câteva luni înainte, deja partidele încep să aibă un pic ridicat colții. Doi. Și mai e o chestiune. O frază mai am. Ca să propună el, deci hai să admitem nebunia, iese el președinte, el poate doar să-l desemneze. Bun. Absolut. Nu trece în Parlament la investirea, la revedere. Vedem. Președintele României poate într-adevăr să desemneze prim-ministru, dar trebuie să țină cont și de aritmetica parlamentară. Pentru că prim-ministrul trebuie să-și coaguleze o majoritate în care să susțină mandatul, exact ce spunea și domnul Pelican. Pe scurt, aceste scenarii mi se par hazardate. Sunt puierile, exact. La fel și scenariul legat de întoarcerea PNL a domnului Eduard Helvig, care sigur că era cumva în subsidiar, adică era pe harta tuturor. Întotdeauna, cred că e logic, indiferent că va candida Ciucă și poate este președinte, că nu candidează Ciucă și PNL-ul are o problemă, tot se pune problema la un moment dat, e o chestiune veche de 10 ani de leadership în PNL. Deci asta e o chestiune veche de când lumea în PNL. Și probabil că domnul Helvig, care este totuși un intelectual, e o personalitate care și-a reușit, ceea ce nu e ușor, să aibă un mandat la SRI fără să incidente, onorabil, ceea ce este wow pentru o țară ca România. Da, a cam pierdut rândul că nu s-a instalat. 10 secunde, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză și un breaking news legat de prognoza reactualizată.